Scenariul cel mai sumbru în ziua cea mai neagră. Klaus Iohannis a anunțat măsuri restrictive și nepopulare în acea zi în care am depășit 500 de morți de COVID-19. Contextul actual ne duce cu gândul că ar putea urma o nouă stare de urgență în România. Valul 4 al pandemiei de COVID-19 a lovit puternic țara noastră. România este cel mai afectat stat la momentul actual, iar acest lucru ne duce cu gândul la o nouă stare de urgență. Eu aș zice să mai punem de un antold, de o vama veche, de un congres al Partidului Liberal și ne-am procopsit. Că obiectiv să fim la 60.000 de persoane la antoldul ăla, cine a stat să-i controleze pe fiecare dacă e vaccinat sau nu? Așa că, ce să mai zic? Credeți că este vina că s-a ajuns în această situație? Vina e din mai multe părți. Și din partea, să zicem, a guvernanților, că nu au fost expliciți. Ei mai mult au făcut campanii electorale și, de altă parte, și noi, oamenii de rând. Pentru că, uite, mă uit în piață. Prea puțin sunt cei care au masca pusă și pe nas. O au pusă numai pe gură. Păi să-mi fie cu iertare. O părere foarte proastă. Nu se implică președinte, guvern, parlament. Suntem la pământ. Românii dau vina în primul rând pe cei care ne conduc, că ne-au adus în situația în care suntem astăzi. Sute de pacienți infectați cu COVID-19 își pierd viața în spitalele din țara noastră, lăsând familiile îndurerate în urmă. Și ajungem și mai rău. Deci trebuie să înțelegeți și dumneavoastră. Va fi și mai rău. Pentru că ăștia sunt guvernanți, ăștia nu o să facă iar nimic. Și așa că chiar că s-a alege praful, scuzați expresia, de România. Rău. Până când nu ne închide un pic în casă, nu termină cu vânzola asta. Da. A cui credeți că este vina de a mai ajuns în situația asta? A celor care ne-au condus prost. Spitalele din România sunt sufocate, iar medicii și ambulanțierii fac față cu greu situații actuale. Se pare că starea de urgență este un scenariu care poate deveni realitate din cauza crizei sanitare.